Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, noi am venit acum la începutul postului mare să te urmăm în rugăciune pe calea crucii, pe care tu ai parcurs-o de la casa lui Pilat până sus pe Golgota. Recunoscători, ne gândim la marea ta îndurare cu care ai ispășit neascultarea noastră și ai șters păcatele noastre. Acestei îndurări îi recomandăm și pe cei dragi nouă, ca și pe toți oamenii și pe noi înșine cu păcatele și durerile noastre. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind, Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Deși Pilat știa prea bine că Domnul e Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Judecătorul lumii stă în fața judecății oamenilor. Plină de ură, mulțimea ațâțată cere moartea lui Iisus. De frica oamenilor, Pilat rostește o sentință nedreaptă. Iisus însă stă legat și tace. S-a lăsat în seama celui care l-a condamnat pe nedrept. A fost jertfit pentru că el însuși a voit-o. Gura nu și-a deschis-o. De câte ori și astăzi, noi, oamenii, îl tragem la răspundere pe Dumnezeu, deoarece gândurile Lui nu sunt gândurile noastre, iar căile Lui nu sunt căile noastre. Doamne Iisuse, pentru a ne mântui, ai acceptat în tăcere sentința de moarte rostită de Pilat. De aceea te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Ostașii aduc crucea. De bună voie, Domnul ia crucea pe umeri. El vrea să bea paharul amar pe care i l-a dat Tatăl.
Numai cel care în necazurile stării, în greutățile muncii, în cruce și suferință, își ia crucea și-L urmează pe Iisus, poate să fie ucenicul Lui. Doamne Iisuse, Tu ai purtat de bună voie crucea pe care ți-ai impus-o păcatul oamenilor. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus, în tăia oară cade, puterile l-au părăsit. Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Povara este grea, drumul pietros, urcușul greu. Domnul este istovit de moarte, se clatină și cade. El este însă îmbrâncit și silit să meargă mai departe. De câte ori noi, oamenii, refuzăm îndeplinirea datoriilor noastre, însă Dumnezeu vrea ca noi să mergem până la capătul drumului. Doamne Iisuse, Tu Te-ai ridicat după prima Ta cădere și ai dus crucea mai departe. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica Sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Mama se află pe drumul pe care fiul își duce crucea grea. Privirile lor se întâlnesc. Ea vede chinul lui și poartă toată durerea împreună cu el. Tare ca moartea este iubirea. Multele ape ale mâhnirii nu pot să o stingă. Hristos suferă și azi în mădularele trupului său, în surorile și frații săi. Cu Iisus suferă Maria, mama lui și a noastră. Doamne Iisuse, Tu ai întâlnit-o pe mama Ta îndurerată pe drumul crucii. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. În sila Simona din Cirene, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm,
căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul nu mai poate duce greutatea crucii. Atunci, soldații silesc un bărbat care venea de la câmp și care tocmai trecea pe acolo să-l ajute să ducă crucea. Cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Unul să ducă povara celuilalt. Astfel împliniți porunca lui Hristos. Noi oamenii ne temem de suferință. Chiar și Petru, ucenicul lui Iisus, temându-se, s-a retras din fața ei. Și totuși, numai prin suferință ne putem mântui. Doamne Iisuse, Tu l-ai acceptat pe Simon din Cirene ca ajutor pentru a duce crucea. De aceea, noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a șasea, Veronica șterge fața lui Iisus cu o năframă. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Veronica vede suferința lui Iisus și cruzimea ostașilor. Ea nu se întreabă ce gândesc oamenii. Curajoasă, pătrunde prin mulțime și îi oferă Domnului mahrama pe care El își întipărește fața. Ne mișcă oare durerea celuilalt? Vedem noi fața zdrobită a lui Hristos în semenii noștri care suferă? Doamne Iisuse, plin de bunătate, Tu ți-ai întipărit chipul sfânt pe mahrama Veronicăi. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. Stațiunea a șaptea, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade a doua oară, o cădere mai chinuitoare decât cea dintâi. Cu mare efort, El se ridică pentru a desăvârși jertfa Sa. De câte ori și noi cădem în vechile păcate și greșeli, nu suntem statornici în bine. Doamne Iisuse, în durerile Tale fără margini, Te-ai prăbușit pentru noi, a doua oară sub povara crucii. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe drumul spre Calvar s-au adunat femei care îl plâng pe Domnul chinuit. El însă, plin de milă, se gândește la nenorocirea care va veni peste ele. De cele mai multe ori, noi vedem numai durerea exterioară și nu nenorocirea adâncă ce provine din păcat. Simțim numai durerea proprie și nu vedem nevoile celorlalți. Doamne Iisuse, în toiul durerii tale, te-ai gândit la necazurile care, din pricina păcatelor, vor veni asupra mamelor și copiilor poporului tău. De aceea noi te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când pe netroatere ia moară cade, călăi îl împingă și îl bat, și noi ne asemănăm cu dânsii atunci când facem un păcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub greutatea crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul este extrem de istovit și se prăbușește a treia oară sub greutatea crucii, dar El vrea să ducă până la capăt lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Își adună ultimele puteri și se ridică iarăși. Nici noi nu suntem încă la țintă, suntem pe drum, deseori singuri și părăsiți. Și pentru noi poate să vină ceasul când totul ne părăsește și ne simțim prăbușiți. Doamne Iisuse, Tu Te-ai prăbușit la pământ sub greutatea păcatelor noastre, dar Ți-ai adunat puterile ridicându-Te din nou. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul, zdrobit de suferință, a ajuns pe muntele Calvar. Soldații îi smulg hainele în fața mulțimii, iar rănile de la biciuire încep din nou să sângereze. De câte ori îl desconsiderăm și îl disprețuim pe semenul nostru, îl compromitem și nu lăsăm nimic bun în el. Doamne Iisuse, Tu ai voit să înduri pentru noi și ultima umilință, a morții de răufăcător. De aceea noi te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Soldații îl trântesc pe Iisus la pământ. Îi străpung mâinile și picioarele, pironindu-l pe cruce. Apoi înalță crucea. Acum s-a împlinit cuvântul. Când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Și noi suntem adesea legați de oameni, suntem încătușați de îndatoriri de care am vrea să fugim. Hristos ne dă puterea și ne învață să le îndeplinim în libertatea iubirii. Doamne Iisuse, Tu Te-ai lăsat răstignit pe cruce pentru noi și pentru păcatele noastre. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus atârnă răstignit pe lemnul crucii. El se roagă pentru călăii săi. Pe la ceasul al nouălea, după amiază, a strigat cu glas puternic: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și murind spune: S-a împlinit. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Pentru cel care crede în Hristos, nu există suferință fără rost. Și în cel mai adânc abis, Iisus cel răstignit este cu el. Doamne Iisuse Hristoase, ascultător voinței Tatălui, Tu ai murit pe cruce pentru mântuirea noastră. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când trupul-i dat jos de pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea a 13-a. Iisus este luat de pe cruce și pus în brațele Mariei. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Hristos a murit. Iosif din Arimateia, plin de tristețe, dar și de respect, a luat jos de pe cruce trupul Domnului. Apoi
l-a așezat pe Iisus în brațele Mariei, mama sa îndurerată. Și noi ne întâlnim cu moartea. Vedem cum mor oameni care ne sunt apropiați și dragi. Propria noastră moarte este inevitabilă. Fecioara mamă ne învață și ne ajută să fim tari în asemenea ocazii. Doamne Iisuse, neînsuflețit în brațele mamei tale, noi te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ei așează trupul Domnului în mormânt, dar moartea nu-l poate ține. Din mormânt se naște viața, noua creație s-a săvârșit. Dacă bobul de grâu nu cade în pământ și dacă bobul de grâu cade în pământ și nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce rod bogat. Doamne Iisuse, Tu ai împărțit cu noi soarta mormântului. Tocmai de aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit, dar Tu în marea ține durare, ne iartă tot ce am Stațiunea a 15-a. Iisus învie glorios. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Niciodată mormântul nu este finalul. Și în cazul lui Iisus, după 3 zile, părăsește mormântul. După zile de moarte și durere, apare lumina speranței. După vărsarea sângelui și după ceasul morții, vine lumina învierii. Și noi suntem destinați învierii. Doamne Iisuse Hristoase, nu ne lăsa departe de înviere. Dă-ne și nouă această speranță că într-o zi vom învia glorios. Având această speranță, noi te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Puternice, veșnice Dumnezeule, îți mulțumim că prin moartea și învierea Fiului Tău ai reînnoit viața noastră. Ajută-ne ca prin participarea noastră la calea Sfintei Cruci să fim gata să purtăm cu răbdare și perseverență crucea noastră de fiecare zi și să slujim cu fidelitate.
Dăruiește-le tuturor celor pentru care ne-am rugat îndurarea Ta și condui pe toți răposații noștri la înviere prin Hristos Domnul nostru. Ne rugăm pe intenția Sfântului Părinte Papa, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și vinovăți, nu te supăra pe creștinilor să plângeți, inimile să vă refrângeți, că cine dură, vine Hristos, pe pentru omul păcătos, că cine dură, Hristos, pentru omul păcătos. Cel ce milă nu simțevește, de Hristos, mereu pătimește, nu mai amare, cuget bine, n-are suflet necreștin. Nu mai amare, cuget bine, n-are suflet totul plânge în natură, când Iisus atâtea-n dură, numai cel rău voitor poate sta nepăvăsător. Numai cel rău voitor
Cine-i vede trupul pun să vânce și păcatul nu și-l plânece, n-are viața harului, noi crede vineță-n pieptul lui, n-are viața harului, noi crede vineță-n pieptul lui. Vine trăvomule, vene te vine, plânce-ți vina, usus pe vine, mă vânăgăie pe Domnul tău, pe Iisus, om dumnezeu, mânăgăie Domnul tău, pe Iisus, om Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului tu. Amen. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Adu-ți aminte, omule, că țărânești și în țărân te vei întoarce. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Lăudați să fie Iisus Hristos. Sfințite sfințirile voastre, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tineri, tineri iubiți credincioși, începem într-un chip cu totul particular să urmăm logica iubirii, logica crucii, logica dăruirii, logica lui Dumnezeu care se îndreaptă spre noi pentru că ne iubește și s-a dăruit pentru viața noastră. Începem așadar un timp sfânt, timpul postului, urmându-L pe Hristos pe drumul iubirii sale, pe drumul jertfei sale, al crucii sale, în fiecare zi, în mai ales fiecare miercuri și vineri, noi ne vom aduna pentru a-i asculta cuvântul, pentru a-L însoți pe drumul crucii, pentru a-i cere să ne aprindă de iubire și pentru a ne împărtăși la celebrarea jertfei Sfinte Liturghii cu El, Dumnezeul nostru, care ne cheamă să nu ne îndepărtăm de El, dacă ne-am îndepărtat să ne întoarcem, să ne convertim. Îi cerem iertare acum pentru toate păcatele, ne dispunem ca să ascultăm cuvintele sale, predica quadragesimală, pe care în acest an va ține Părintele nostru Alois Fechet, vicarul pentru viața consacrată, pentru a ne împărtăși cu vrednicie cu Iisus care vine la noi. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele,
să ne ducă la viața cea veșnică. Tată, am păcătuit, dar ca Fiul rătăcit, regretăm că am greșit, regretăm că am greșit. Vina noastră începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân. Să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nunțială. Între vestibul și altar să plângă preoții slujitorii Domnului și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul Tău și nu da moștenirea Ta oricărei, ca neamurile să stăpânească peste ei. De ce să se spună printre popoare unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara Lui și este milă de poporul Său. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Dumnezeule, după marea Ta bunătate și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Ai milă de noi, Doamne, căci a păcătuit. Și recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
și cei rău înaintea ta mă săvârșit. Ai milă de noi, Doamne, căci a păcătuit. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duc statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Ai milă de noi, Doamne, căci n-am păcătuit. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată, acum este momentul potrivit. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, El l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în El. Deoarece noi colaborăm cu El, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci El spune, la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului. Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie înascuns și tatăl tău, care vede înascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este înascuns și tatăl tău, care vede înascuns, te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău, care este înascuns. Și tatăl tău, care vede înascuns, te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase.
Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, iubiți frați și surori în Hristos! S-a anunțat duminica trecută la toate Sfintele Liturghii că în timpul postului mare, în zilele de miercuri, vineri și duminică, se va celebra calea Sfintei Cruci, urmându-L pe Iisus pe drumul crucii. S-a anunțat în același timp că în zilele de miercuri și vineri vor fi predici speciale. Speciale nu pentru că special este predicatorul, ci speciale datorită faptului că vor fi cuvinte care sunt în afară lecturilor pe care noi le auzim la fiecare sfântă liturghie. Asta nu pentru a neglija sau nu a lua în atenția noastră lecturile sfinte, dar pentru că va fi o temă care credem că este necesară pentru unul fiecare dintre noi. Când vinerea trecută, preasfințitul Petru a întrebat pe Părintele Paroh dacă s-a stabilit cine va predica, Părintele Paroh a spus un nume. Iar eu am intrat în discuție și am spus, ar fi bine ca Părintele care va ține aceste predici să vorbească despre o anumită temă. Și atunci Părintele spune, păi mai bine o țineți Sfinția voastră. Așa am ajuns eu ca să țin aceste predici în timpul postului mare. Dar vreau să vă spun că eu consider că este un har deosebit, un dar deosebit de la Domnul pentru mine, pentru că pregătindu-mă pentru aceste predici, ele îmi vor fi de folos înainte de toate mie și sper că și dumneavoastră. De aceea vă rog ca în timpul postului mare să faceți o rugăciune deosebită, ca aceste întâlniri ale noastre să fie de folos, iar cuvintele simple pe care le veți auzi să pătrundă în inimile noastre și să-și producă efectele pe care le dorește Domnul. Și acum vreau să anunț tema acestor predici. Vor fi 13 întâlniri, pentru că 13 sunt cele zilele de miercuri și vineri până la Săptămâna Sfântă, inclusiv miercurea. În acest sens ne vom ocupa de principalele părți ale Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos reînnoită în mod nesângeros pe Sfântul Altar. Și am grupat pentru aceste 13 zile am grupat principalele părți. Le vom auzi, dar vi le spun ca să fiți pregătiți cum le veți asculta. Vinerea viitoare, semnul Sfintei Cruci și salutul de la Sfânta Liturghie. Apoi, succesiv, vor urma Kyrie, Doamne, îndură-te de noi, mărturisesc lui Dumnezeu. Apoi, imnul de laudă, Gloria, rugăciunea zilei, rugăciunea deasupra darurilor, rugăciunea de după Sfânta Împărtășanie, apoi, într-o altă predică, lecturile care sunt propuse la Sfânta Liturghie și predica, o altă zi, Credo, apoi rugăciunile care se spun la ofertoriu, la oferirea darurilor, prefața, sfânt, sfânt, și vom
vorbi despre diferite prefații care se vor propune la Sfânta Liturghie. Canonul și prefacerea și canonul, Tatăl nostru și rugăciunea de după Tatăl nostru, rugăciunea pentru unitate, mielul lui Dumnezeu, împărtășania și mulțumirea și, în sfârșit, binecuvântarea și trimiterea poporului. Acestea vor fi temele pe care le vom analiza împreună în zilele din timpul postului mare. Astăzi câteva generalități despre Sfânta Liturghie. S-au scris multe cărți și multe tratate despre Sfânta Liturghie. Nici într-un caz nu voi deschide cărți de teologie, cărți care să scoată în evidență temele principale care se referă la Sfânta Liturghie. Ne-ar trebui mult timp pentru aceasta. Dar voi face doar referință la acele articole care sunt cuprinse în Catehismul Bisericii Catolice, în ediția aceea mare, și citez numerele, poate că cineva acasă deschide catehismul acesta și își amintește și vrea să-și amintească mai mult, mai bine, ceea ce conțin acele articole. De la numărul 1066 la 1209 se vorbește în general despre liturgie, care este actul prin care omul și poporul credincios se întâlnește cu Domnul, îi aduce laudă Domnului, îi prezintă Domnului într-un fel sau altul în cadrul diferitelor celebrări, îi prezintă situația sa, situația mediului în care trăiește și așa mai departe. Apoi, în secțiunea a doua, se vorbește despre sacramente la articolul 3 și la numerele 1322 și până la 1419 se vorbește despre Sfânta Eucharistie, în special despre Sfânta Liturghie. Însă, pentru ca să nu ne lungim prea mult, aș vrea ca să vă atrag atenția asupra acestei cărți, care este un catehism prescurtat. Se cheamă Iucat. Este catehismul care al Bisericii Catolice pentru tineri, pentru a cunoaște și a trăi credința Bisericii, cu o prefață frumoasă a Papei Benedict. Iată ce ne spune Iucat. Celebrarea misterelor creștine este o întâlnire în timp cu Hristos, prezent în biserica sa până la sfârșitul timpurilor. Cea mai profundă întâlnire cu El pe pământ este Sfânta Liturghie. Și citează acest catehism prescurtat, îl citează pe Sfântul Benedict de Nursia, care a trăit la anul 500, care spune, și în regula Sfântului Benedict există acest lucru, el spune: operi Deo Dei nihil preponatur. Atunci când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, atunci când este vorba de Sfintele Sacramente, de liturghie, să nu punem nimic înainte. Iată de ce, pentru că Sfânta Liturghie este atât de importantă. Sfânta Liturghie este inima celebrărilor liturgice. Noi ne amintim că Iisus s-a rugat de multe ori. Spune evangheliștii, s-a retras în rugăciune.
și s-a rugat. El i-a învățat și pe apostoli să se roage. Dar în același timp, el i-a pregătit pentru o rugăciune deosebită, care trebuia să fie Sfânta Liturghie, reînnoirea în mod nesângeros a jertfei pe care el trebuia să o aducă pe calvar pentru mântuirea neamurilor. Și de aceea, la cina cea de taină, le-a spus: luați și mâncați, luați și beți și faceți aceasta în amintirea mea. Le-a dat cumva o poruncă. Și iată că acest rit pe care Hristos l-a inițiat la cina cea de taină, început și continuat apoi, chiar din primele decenii după moartea lui Iisus, așa cum ne spune Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către Corinteni, iată, acest rit a durat și continuă să dureze până în zilele noastre. Sfânta Liturghie este un dar. Atunci când noi primim un dar, când cineva ne face un dar, ne bucurăm în mod deosebit. Și iată, Mântuitorul a voit să ne facă cel mai mare dar. Și prin instituirea Sfintei Euharistii și a Liturghiei, El a voit ca El însuși să fie darul cel mare pe care noi să-L primim, să-L prețuim, de care să ne bucurăm. Și e urât atunci când cineva oferă un dar, iar cel care ar trebui să-l primească, nu-l primește, îl refuză. Iată, dacă Sfânta Liturghie este un dar și un dar deosebit, atunci noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru acest dar. Iar recunoștința noastră, cea mai mare, ar trebui să consiste în aceea că noi participăm cu credință vie la Sfânta Liturghie ori de câte ori avem posibilitatea. Și poate câteodată e necesar să facem și o jertfă pentru ca să putem veni la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este o comoară. Părintele Aureli Ștoc, paroh de Ajudeni și fost spiritual la seminar, spune că atunci când el era mic, a primit de la bunicul său, care l-a crescut, o carte. O carte cu micuță de vreo 100 de pagini. Și a spus: citește-o, că-ți va fi de mare folos. Și el a luat-o repede, a văzut-o. Titlul acestei cărți era Cea mai mare comoară. Zice părintele: am sorbit-o în câteva ore. Și asta mi-a fost de ajuns ca eu să prețuiesc Sfânta Liturghie și, eventual, probabil, a ajuns, pentru asta a ajuns și preot. Acasă, la părinții mei, am găsit și eu o carte. Era Sfânta Liturghie, 431 de pagini, Sfânta Liturghie, scrisă de părintele Martin Cochem și îngrijită, tradusă în românește de către părintele Gârleanu. Și acea carte poate să fie pentru unul fiecare dintre noi un îndrumar pentru ca noi să putem să prețuim Sfânta Liturghie. Aceea despre care v-am spus, cea mai mare comoară, se găsește și la librăria noastră.
Sfânta Liturghie apoi este o minune și în același timp produce minuni. E o minune pentru că, într-adevăr, după cuvintele pe care ni le-a lăsat Iisus, de fiecare dată atunci când se celebrează Sfânta Liturghie, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Și noi avem această posibilitate să privim, să luăm parte la această minune. Dar eu și Sfânta Liturghie și produce minuni, produce minuni în sufletele oamenilor, în sufletele noastre. Produce minuni mai ales în sufletele acelora care participă cu credință la Sfânta Liturghie sau care, participând la Sfânta Liturghie, se roagă pentru alții. Referitor la acest lucru, Sfânta Liturghie produce minuni, vă reproduc un fapt despre o anumită persoană și poate că doi dintre părinții concelebrali vor zâmbi, mai ales unul, atunci când vor auzi numele, pentru că l-au auzit în anii 80, deseori pe buzele mele la seminar. Este vorba de Michele Federico Sciacca. Era un necredincios, un ateu. Public se declara, sunt ateu, nu cred în Dumnezeu. Și odată era pe stradă și vede un fel de alai, un fel de convoi, nu știa ce este. Era de fapt procesiunea de Joia Verde. Și a văzut cum lumea plină de credință înconjura pe preotul care ducea monstranța în mod solemn, a văzut cum lumea era reculeasă și am văzut și lume care, cu care se întâlnea procesiunea pe stradă, care îngenunchea. Era chiar într-o zi ploioasă și îngenunchea un noroi. Și atunci el s-a întrebat ce înseamnă lucrul acesta. Și iată faptul acesta, că el a participat ca un străin, ca un neavizat la această procesiune de Joia Verde, iată că acea hostie pe care el a privit-o și poate că nici nu știa despre ce înseamnă, acea hostie a pătruns cu lumina ei în sufletul lui și el apoi s-a convertit și a devenit un creștin, un catolic bun. Iată, Euharistia, liturghia, produce minuni. Și cu siguranță ați auzit de teoria rezonanței. Nu mulți poate cred în această teorie, că atunci când cineva spune un cuvânt, acel cuvânt trece peste mări și țări, trece peste veacuri și cândva produce undeva, în cineva sau într-un anumit loc, produce un efect. Ca și o piatră aruncată într-un lac, vedeți cum face acele valuri care se propagă și se măresc din ce în ce tot mai mult. E bine, iată, liturghia la care noi participăm, liturghia face ca noi să primim haruri pe care apoi, vrând nevrând, le împrăștiem, le transmitem celor din jurul nostru, le transmitem în ambientul în care trăim și de unde știm noi că nu produce efecte peste ani, peste decenii și în mii și mii de persoane. Sfânta Liturghie este jertfă, este reînnoirea jertfei și știm de-a lungul veacurilor și înainte de Hristos,
toate popoarele care au crezut în Dumnezeu au găsit modalități ca să îl îmbune pe zei în diferite moduri. Iată, în creștinism, prin Hristos, avem această jertfă, această sfântă jertfă, jertfa Sfintei Liturghii. Liturghia este, în același timp, o piatră prețioasă. O piatră prețioasă și o piatră de hotar în viața creștinului. Carol al XI-lea avea pe masa sa întotdeauna o piatră prețioasă pe care erau scrise aceste cuvinte: cine mă are pe mine nu va sărăci niciodată. Iubiți credincioși, avem acest dar, avem această comoară, această comoară prețioasă, comoara comorilor, Sfânta Liturghie, să o prețuim. Și aș vrea să vă aduc în fața ochilor dumneavoastră exemplul unei persoane care, așa ca și mulți dintre noi, prețuiesc Sfânta Liturghie și participă cu drag, cu credință, cu evlavie la Sfânta Liturghie. Era prin anii 50, un student era bolnav de tuberculoză și trebuia să stea 70 de zile într-un sanatoriu. Și primește o scrisoare de la o studentă din Iași, care îl vizitase în perioada când era în spital în Iași. Nu-i pomenesc numele, că poate persoana respectivă este în biserică. Și acest student îi scrie o scrisoare și îi mulțumește pentru faptul că a vizitat-o în spital, îi spune cum se simte, cât are de stat acolo, ce face, se plictisește. Iar această studentă îi scrie înapoi, îi spune și dânsa ce face, cum se simte, și în același timp îi spune: sunt în momentul de față la Fălticeni în practică. Aici trebuie să stau 30 de zile. Mediul în care voi trăi o lună mă face să constat cu durere haosul, ravagiile vieții fără Dumnezeu. Sunt silită să privesc aceste lucruri de la ora 6 dimineața până la ora 22 când mergem la culcare. Stau lângă izvorul vieții fără să mă pot împărtăși din el. Mă văd și eu mai rea, nervoasă și dezgustată de tot ce văd, indignată de tot ce aud. Izbucnesc în cuvinte furioase și mi-e teamă la un moment dat să nu mi se întâmple să urlu cu cei care urlă. Iată, erau ani în care probabil pentru unii era greu ca să meargă la Sfânta Liturghie, era chiar periculos, riscant. Și această studentă spune: stăteam lângă izvorul vieții și nu puteam să mă adapt din el. Iubiți credincioși, noi avem această posibilitate. Noi putem să ne adăpăm la acest izvor al vieții, să o facem. Și sunt sigur că din această apă dătătoare de viață, din această pâine consacrată care devine trupul lui Hristos, noi vom primi lumină, binecuvântare, sprijin, ajutor în viață, pentru noi înșine, pentru familia noastră, pentru ambientul nostru, pentru lumea întreagă. Lăudați să fie Iisus și Maria.
Fraților preiubiți, acum, în prima zi a postului mare, ascultând chemarea Domnului, cuvintele proclamate la această sfântă liturghie, îndemnurile Părintelui Predicator și urmând îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe, a continua cu sârguință lucrarea noastră de reînnoire, lucrarea noastră de întâlnire a lui Dumnezeu, rugându-ne. Doamne Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește și sporește în sufletele noastre spiritul de pocăință și de rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor creștinilor harul de a asculta și a împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor credincioșilor noștri răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel, întâlnindu-te pe Tine, să ne putem bucura de viața nouă adusă pentru noi și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-Te să ne dai harul ca prin fapte de pocăință și de iubire
să ne învingem pornirile rele și astfel curățiți fiind de păcate, să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi și vii cu Duhul Tău. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, în marea ta bunătate, le dăruiești credincioșilor tăi harul ca în fiecare an, cu suflete curățate de păcat, să aștepte plin de bucurie tainele sfinte ale învierii. Pentru ca stăruind cu mai multă râvnă rugăciune și arătând mai multă dragoste față de aproapele, prin trăirea de fiecare zi a credinței care le-a dat o viață nouă, să primească cu prisosință harul pe care Tu îl reverși asupra fiilor Tăi. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cât am imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plivivine este cerul, cerul și pământul, nemărirea Lui. Osana, 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 pentru cei de sus. Cele ce vine într-o numele Domnului. Osana, 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 pentru cei de sus. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cinul în potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței, moartea ta o vestim, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, din biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. 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 Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți-te învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care Le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acolo, dar spune numai cuvânt și se va tămădui sufletul. Iisus să învățească în viața ce mișto. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești râul celor aleși, Tu ești pâinea coborâtă din cer. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești păstorul cel bun, iar noi suntem turma, Tu-ți dai viața pentru oile tale. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi. Tu ești lumina în întunericul acestei lumii, Tu ești calea, adevărul și viața. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi. Tu ești alinare în suferință, Tu ești liniștea sufletelor noastră. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ne conduci pe calea paradisului, Tu ești cheză și a vieții viitoare. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești vița, iar noi suntem mlădițele, uniți cu tine avem viața ta în noi. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nimic nu putem face fără tine, împreună cu tine culegem roade, îmbelșugate. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi.
nu năgădui, Doamne, să te părăsim, căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Chiar de ne vine greu să te urmăm, mai greu e să rămânem fără tine. Rămâi cu noi, rămâi cu noi. Atunci când crucea ne apasă greu pe umeri, ajută-ne să urcăm pe urma ta cale amarul. Rămâi cu noi, rămâi. Doamne, rămâi. Dorim să rămânem statornici în iubirea ta, să nu ieșim niciodată din cuvântul tău. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi. La masa ta sfântă să ne simțim ca frații, să fim o singură inimă și un singur suflet. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi. Tu ești lumina în întunericul acestei lumii, Tu ești calea, adevărul și viața. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi să ne rugăm. Tainele primite să ne întărească, Doamne, ca să putem trăi aceste zile de post, astfel încât ele să-ți fie plăcute ție, iar nouă să ne fie spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Amen. După ce am participat la calea Sfintei Cruci, Domnul pe Iisus, pe care o vom continua să-L urmăm în timpul postului, după ce am participat la predica quadragesimală și la celebrarea Sfintei Liturghii, toți aici în comuniune, în biserica noastră, dar și în unire cu toți ceilalți credincioși din întreaga lume, care încep acum postul mare, cu Sfântul Părinte, cu toți cei care prin intermediul internetului au fost uniți cu noi, acum, înainte de a primi binecuvântarea, invocăm de la Dumnezeu să reverse peste cenușa, care va fi simbolul dorinței noastre de convertire în acest timp al postului, care va fi așezată pe capul nostru, primind astfel un program întreg pentru această perioadă. Îl invocăm pe Dumnezeu să rămână cu noi.
iar prin impunerea cenușei să rămână cu fiecare în parte, ca să putem purta mesajul Evangheliei și să înțelegem această logică a iubirii lui Iisus, a jertfei, pentru a putea să ne bucurăm de învierea Lui. Fraților preiubiți, rugăm acum pe Dumnezeu ca El să ne binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă pe care o vom primi pe capul nostru în semn de pocăință. Dumnezeule, care nu dorești moartea păcătoșilor, ci întoarcerea lor, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și în îndurarea Ta binecuvântează această cenușă pe care voim să o primim în semn de pocăință, pentru ca noi, știind că suntem cenușă și în țărână ne vom întoarce, să putem dobândi prin strădania de a îndeplini faptele postului de 40 de zile, iertarea păcatelor și înnoirea vieții, după chipul Fiului Tău înviat, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.
solo amam ajuns, că inima ți prea sfântă, adânc noi am sărăpuns. Că inima ți prea sfântă, adânc noi am sărăpuns.